Un început și o parte, eu am vorbit cu colegii de la Serviciul Management Proiecte, este și o parte de antrenament pentru ei, pentru că suntem în pragul deschiderii mai multor proiecte europene. Mai târziu, probabil și de asta, aceste decalaje de la 6 luni la 4 luni și la 2 luni, într-adevăr, mai târziu decât ar fi trebuit, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Eu o să-i felicit pe colegii mei și pe partenerii care au intrat aici pentru această reușită, o reușită care creează de altfel premisele unei dezvoltări ulterioare. Eu o să așa un pic mai rezervat din fire, nu trebuie să vorbim de 7 milioane de euro, pentru că este greu să vorbim de 7 milioane de euro, dar trebuie să luăm noi cam tot ca să facem lucrul ăsta. Am o mare rugăminte la dumneavoastră, pentru că timpul este scurt și aici de față cu toată lumea. O dată pentru cei implicați, pentru că am făcut tot felul de solicitări la instituții, la ONG-uri, să fim ajutați. Nu ajutați primăria Botoșan ca lider de proiect, ci ajutați comunitatea din Botoșan. În primul rând, o să rog echipa de proiect să fie foarte atentă, să nu ne suprapune pe proiect. Deci foarte mare, foarte mare atenție, pentru că e adevărat, în urma acestei strategii, pe zone marginalizate, conform atlasului stabilit, atlasului zonelor marginalizate stabilit de Banca Mondială, noi aveam mai multe direcții pe care puteam acționa. Acum vorbesc doar pentru specialiști și o să vă rog să discutăm intens în viitoarea săptămână. Pot să vă dau și o idee, dacă acolo o să-și ajungem, dacă o să mergem pe zone marginalizate pe 4-3 din POR, care ne permite lucrul ăsta și acolo avem banii deja alocați. Să uităm de niște zone și să ne concentrăm, sfatul meu este să ne concentrăm, pentru că asta este scopul proiectului, să ne concentrăm pe centrul vechi și zona parcului tineret. Pentru că celelalte le vom prinde pe cealaltă axă din port. Deci să mergem pe axa nouă din port, cu asta, unde vrem să ajungem, știm. Proiectul este generos. Pentru noi ar fi foarte important dacă am putea să mai reabilităm niște clădiri în zona centrului vechi și să oferim o dezvoltare în zona parcurilor. Încă o dată felicitări și rugăminte pentru toți cei de față, să ajutați comunitatea. Spun încă o dată, nu ajungăm.